Avem acum în față un exemplar deosebit, o femelă foarte frumoasă, într-adevăr cu un fenotip foarte reprezentativ și expresiv în același timp. Despre ce e vorba? E o femelă foarte frumoasă. Știu că e una dintre preferatele dumneavoastră, nu? Da, așa este. Este o nepoată Dolce Vita, Peter Venstra, și nepoată Harry, împerecheat cu o soră de-a lui Dolce Vita. Da, deci... O soră puțin pe Dolce Vita. Da. O femelă deosebit de frumoasă, perfectă la mână. Musculatura ideală, poate, da? Ideală, da. Superbă este. Sperăm să fie la fel de bună la reproducătoare. Da. Bine, având în vedere că provine și dintr-o perechiere destul de consanguină, e posibil să aveți toate șansele să arunci acolo unde trebuie și unde v-ați dori. Anul acesta este în pereche cu celebrul Monty, da, al Rudy de Saia. La fel un mascul drag nou. Sperăm să dea pui de calitate. Sunt convins de asta, da? Foarte frumos. Trebuie să recunosc că e un exemplar aparte. Deci e și frumoasă în același timp și valoroasă din punct de vedere genetic, mai mult decât valoroasă. Dacă va reuși să și confirme ca o bună reproducătoare, atunci veți avea în față întruchiparea unui porumbel perfect. Felicitări!